Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din Pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră și vom continua istoria lumii în paralel cu istoria Bibliei pentru a putea să înțelegem mult mai bine mesajul lui Dumnezeu și vremurile în care trăim. Astăzi ne vom opri la ultimul rege al Babilonului, Nabonid, și vom încerca să facem o legătură între cuvintele scripturii prezentate în mod special de cei, mari, cei trei mari profeți, Isaia, Ieremia și Daniel, în lumina documentelor istoriei și arheologiei pe care le avem astăzi din plin. Nabonid, așa după cum spuneam, este ultimul rege babilonian care domnește între 556 înainte de Hristos și 300, 539. El a fost asociat, s-a asociat la tron cu fiul său Belșațar, care a fost practic regele Babilonului, în timp ce el era împăratul peste întreg Imperiul Babilonian. Probabil că a făcut acest lucru datorită unor neînțelegeri pe care le avea cu babilonienii, cu locuitorii cetății, în special cu preoții, Deoarece Nabonid a încercat o reformă religioasă, să-l schimbe pe Marduc, zeul principal al cetății, cu Sin, zeul lunii. Din datele care le avem, se pare că Nabonid era un asirian, un descendent din casa imperială a Asiriei care a fost cucerită și distrusă de către babilonieni în anul 609 înainte de Hristos. El a devenit ginerele lui Nebucadnețar, căsătorindu-se cu una din fiicele acestuia foarte, foarte probabil, iar după moartea marelui împărat Nebucadnețar, a urmat fiul acestuia, apoi nepotul acestuia, Labas și Marduc, pe care Probabil tot nabonid împreună cu Belșațar, fiul său, l-au detronat și au ocupat ei tronul pentru ultimul segment al istoriei semite. Astfel, odată cu finalul acestora, dominația semită de aproape 2500 de ani i-a sfârșit și intrăm într-o nouă lume, într-o nouă eră, cea a dominației iafetite. Ceea ce cunoaștem despre Nabonit, avem din istorie. În primul rând, este cilindrul lui Nabonit, care a fost descoperit în vechea localitate babiloniană Sipar și care ne oferă foarte multe date despre el și despre activitățile lui. Apem, apoi, avem istoricii mari ai Antichității, Herodot, care ne oferă un raport destul de detailat despre acest ultim împărat babilonian și xenofon care oferă și el o relatare ceva mai romanțată și nu chiar foarte de încredere. Însă, toate aceste rapoarte coroborate cu documentele arheologice care s-au găsit și puse în lumina Bibliei pe care o avem, ne ajută să înțelegem foarte bine istoria. De ce ne interesează în abonit? Pentru că numele lui nu apare în mod direct în Biblie. Ne interesează. Pentru că, în primul rând, este ultimul rege al Babilonului. Iar Babilonul are un mesaj foarte important în Biblie. Căderea Babilonului în prima fază, Babilonul istoric. Căderea Babilonului mistic, în a doua fază, la finalul istoriei, reprezintă unul din cele mai puternice mesaje ale lui Dumnezeu și a doua solie îngerească din cadrul mesajului Advent. Așa că solia aceasta despre Babilon este foarte importantă pentru noi. În al doilea rând, pentru că Nabonid este un împărat care a trăit în timpul lui Daniel. Iar Daniel a fost un foarte mare profet și un mare om de stat în perioada aceea. De aceea, încercăm să găsim ce legătură există între uh, unii și alții. Și legătura este destul de simplă. În ultima noapte a Babilonului, Daniel este chemat ca omul care poate salva uh, dintr-o situație extrem de grea, și îi se promite că, dacă tu vei putea să citești scrierea și să mi-o traduci vei fi al treilea în împărăție. În mod normal, orice împărat când face o declarație atât de puternică, îi promite celui care rezolvă problema locul următor, adică al doilea. De ce Belșațar îi promite locul trei? Pentru că el era locul doi. Pentru că el era regent, iar tatăl său, Nabonid, era primul. Lucrul acesta îl vom înțelege clar atunci când vom discuta despre cilindrul lui Nabonid. Iată deci că istoricul Bibliei este foarte exact, foarte precis, nu se încurcă cu locul întâi, cu locul doi, ci când le prezintă, le prezintă cu foarte multă exactitate, arătând că ben era de fapt al doilea în împărăție și astfel Daniel intră în istorie intr printr-un document de mare exactitate. În al treilea rând, este foarte important pentru că Daniel oferă cu ocazia aceasta, a ultimei nopți din istoria Babilonului, un mesaj extraordinar de important către conducătorii lumii către Belșațar, împăratul de atunci. Mesajul acesta este important și pentru alte perioade, dar mai ales pentru perioada noastră, când suntem la final de istorie și când Babilonul mistic este aproape gata să cadă. Așa că atunci când studiem mesajul lui Daniel către acești împărați, studiem ceva foarte concret ceva care a avut o aplicație directă în istorie, și care trebuie să fie înțeles, sau ar trebui să fie înțeles cu aceeași importanță și astăzi. Să ne întoarcem la istorie. Am vorbit despre Nabonit că nu era un babilonean de origine, ci era un asirian care venea de undeva din provincia Haranului. Mama lui era. O foarte puternică adoratoare a Zeului, lună, Sin în limba semită, iar el a încercat să introducă acest lucru construind un mare templu Zeului Sin în Haran, construind un alt templu, tot dedicat Zeului Sin, în Sipar, un oraș babilonian din uh, periferia, din jurul uh, Babilonului, și încercând în felul acesta. Să introducă cât se poate de mult cultul zeului solar în locul cultului lui Marduk. Aceasta ar fi partea lui, să spunem, religioasă: pentru care, probabil, a plecat din Babilon peste, pentru o, o perioadă de aproape 10 ani, când uh, s-a adus în Sud, în Arabia, într-o cetate din Arabia, unde a stat vreo 10 ani nu știm exact ce a făcut, probabil că a avut și lupte pentru consolidarea graniței de sud cu populațiile deșertului, dar știm că printre altele în perioada aceasta s-a ocupat foarte mult de arheologie. Acolo în partea de sud era ținutul sumerian, cu vechile cetăți sumeriene, cu ruinele acestor cetăți pe care n-a le-a cercetat, le-a studiat și le-a datat cu foarte mare precizie. De aceea, el a intrat în istorie ca primul arheolog autentic. Incredibil! La mijlocul secolului 6, 550 înainte de Hristos, un împărat se dedică într-o mare măsură cercetării arheologice. Printre lucrările care le-a făcut în acest domeniu este săpăturile din ur, unde a restaurat ziguratul din ur. În acest motiv, ziguratul din ur este în prezent în cea mai bună stare de conservare, pentru că a trecut printr-o restaurare în timpul lui Nabonid. De asemenea, el a restaurat statuia uneia dintre primii imperatori ai lumii, Sargon I, aproximativ 2350 înainte de Hristos. Spune că i-a găsit statuia acestuia care era zdrobită cu fața sfărâmată, îl socotea pe Sargon un semizeu, un personaj foarte, foarte important și cu mult respect față de statuia acestuia a încercat să o restaureze și să-i redea uh, forma ei originală. Probabil că interesul său pentru arheologie avea și o motivație politică. Prin faptul că nu era din descendența familiei imperiale babiloniene, nu era din sângele lui Nebucadnețar, ci indirect, doar prin soție, a avut acces la această familie, simțea nevoia ca să își argumenteze cât se poate de mult dreptul său de a conduce Imperiul Babilonian. Și astfel, asociindu-se cu acest înaintași ilustri, cu Sargon I, regele uh, primei mari imperii din acea perioadă, apoi cu Naram Sin, un nepot al lui Sargon I, încerca să își aducă argumente pentru domnia sa. Ultima perioadă a lui Nabonid este întoarcerea lui în Babilon cu câțiva ani înainte de distrugerea acestuia. Probabil se simțea pericolul Medo-Persan și Nabonid a încercat să se pregătească pentru apărarea Imperiului. momentul în care Cir Atacă Babilonul în 539, armatele babilonene îl timp până pe Ufrat, la nord de Babilon, la Opis și acolo a avut loc bătălia principală între uh, perși și babilonieni. Per Babilonienii au pierdut războiul, s-au retras și nu după mult timp Nabonid se predă perșilor. Istoricii spun că Cir Persanul l-a primit bine pe Nabonit, nu l-a ucis, nu l-a aruncat într-o închisoare, ci i-a oferit o provincie din marele său imperiu, unde a fost pus guvernator și a rămas acolo până la moarte. Era, de fapt, un mod al marului împărat persan de a se purta cu foarte multă bunătate cu cei învinși și în felul acesta el să poată avea și mai multă autoritate asupra imperiului său vast. Nu aceea soartă a avut Belșațar. El a rămas să apere Babilonul, în timp ce tatăl lupta în afară împotriva armatelor persane. Biblia ne spune că, tocmai în perioada aceea, când armatele persane erau victorioase și se îndreptau spre Babilon, Belșațar își permite să facă un mare ospăț, să se distreze cu oamenii săi și cu femeile și să ajungă la cea mai neplăcută formă, aceea de a profana vasele sfinte ale templului pe care a cerut să le aducă la ospățul lui, și din care au băut în acea noapte de petrecere. Se pare anormal ca în timpul unui război, când dușmanii înaintează și se apropie de cetatea ta, tu să-ți poți permite așa ceva. Însă, trebuie să înțelegem două lucruri importante. În primul rând, Babilonul era o fortăreață extraordinară. Cea mai mare cetate care a fost construită vreodată în antichitatea veche. Ca întindere, era foarte întinsă, ca fortificații erau extraordinare, puteai să alegi cu carul, cu cai, pe zidurile cetății, atât erau de late, foarte înalte, foarte puternice, încât uh, mijloacele de cucerire de atunci, cu foarte mare greutate, ar fi reușit să le străpungă. În al doilea rând, cetatea avea un, un fluviu care trecea prin mijlocul ei, oferindu-i apă, una din marile probleme ale cetăților în asediu. Ei nu aveau nicio problemă pentru că fluviul era în mijlocul lor, iar provizile de alimente erau pentru ani de zile. Acesta l-a făcut pe Berșațar să se încreadă în fortificații, în bogății, în tot ceea ce mâna omului poate să facă și să-și permită să facă acel banchet tocmai într-un moment atât de neprielnic. Probabil că dacă ne uităm cu atenție în lumea noastră de astăzi, lumea tot la fel se comportă. Chiar dacă lângă noi e un dezastru fie că e un cutremur, fie că e o inundație sau un incendiu, peste drum ceilalți continuă distracția și plăcerea. Chiar dacă există război, și vedem atâtea nenorociri care sunt produse de război, atâția oameni care fug și care nu mai au nimic, noi nu învățăm nimic și ne continuăm același program cu distracții, cu plăceri, cu lux și cu toate celelalte lucruri care urmează după ele. Aceasta este lecția istoriei, pe care istoria nu spune că vine un moment de final, vine un timp când lucrurile trebuie să, să se schimbe, dar oamenii de atunci nu le au înțeles. Aș dori acum să trecem și să discutăm aspectul Babilonului din ultimele zile, Babilonul din timpul lui Nabonid și al lui Belshazzar, în lumina cuvântului Bibliei. În primul rând, despre modul cum a căzut Babilonul ne vorbește profetul Ieremia în două paragrafe foarte interesante Ieremia, capitolul 50, versetul 38, Uscăciune este asupra apelor lui și ele vor seca, pentru că este o țară de chipuri cioplite și sunt nebuni după idolii înfricoșători. Interesant. Apele lui care erau, Eofratul, uscăciune peste apele lui care vor seca. Al doilea verset, în aceeași carte, capitolul 51, versetul 36: Iată, îți voi apăra cauza și te voi răzbuna negreșit, și voi usca marea și voi seca izvorul, și Babilonul va ajunge o grămadă de ruine. Interesant. Ieremia, cu probabil 80 de ani înainte, 70-80 de ani înainte, a prezentat modalitatea prin care Babilonul va fi cucerit. Apele lui vor seca, marea lui se va usca și astfel a putut fi cucerit. Lucrul acesta este confirmat de istorie, de Herodot, care spune că Persii au deviat râul în niște mlaștini Apa lui a scăzut foarte mult, așa încât prin albia râului, sub gratile de fier care protejau intrarea râului în cetate, pe sub acestea, chiar pe fundul râului, au putut intra în cetate în timpul nopții și să fie cu cucerită. Câtă exactitate la cuvântul lui Dumnezeu! Al doilea paragraf care ne prezintă... Cu aceeași exactitate, căderea Babilonului îl găsim în Cartea lui Isaia, capitolul 21, versetul 4. Inima mea bate, groaza m-a cuprins, noaptea plăcerii mele, el mi-a schimbat-o în tremur. Isaia, anii 700-720. Aproape 200 de ani înainte de acest eveniment, prezintă căderea Babilonului, care spune: A căzut, a căzut Babilonul și toate chipurile cioplite ale Dumnezeilor lui. El le-a sfărâmat la pământ. Noaptea plăcerii mele mi-a schimbat-o în tremur. Și iată, în noaptea respectivă, când babilonienii au intrat prin albia secată a râului, în timpul petrecerii, noaptea plăcerii babilonenilor, pe zidul palatului lui Belșațar, unde își avea petrecerea, apare o mână care scrie un text indescifrabil pentru toți babilonienii și pentru toți înțelepții lui. În această noapte, Daniel este introdus pentru ultima dată în fața mai marilor Babilonului prin împărăteasa mamă, care îl cunoștea foarte bine, care știa tot ce i-a prezentat împăratului Bershațar, profetul Daniel, și să ascultăm ce îi spune Daniel împăratului Bershațar cât curaj a avut Daniel să prezinte cu atâta forță, cu atâta claritate mesajul lui Dumnezeu. De multe ori, noi ne temem să spunem că vine sfârșitul lumii, că pământul va cu foc, că judecățile lui Dumnezeu sunt gata să cadă, pentru că e o solie care nu le plac ce oamenilor. E ceva care nu-i la modă astăzi. Însă Daniel, iată ce spune. Împărate, Dumnezeul cel prea înalt i-a dat lui nebucat nețar, tatăl tău, împărăția și mărire și glorie și măreție și, din cauza măririi pe care i-a dat-o, toate popoarele, națiunile și limbile tremurau și se temeau înaintea lui. El omora pe cine voia și lăsa în viață pe cine voia și înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Dar când i s-a înălțat inima și s-a împietrit Duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe tronul împărăției sale și gloria a fost luată de la el. A fost alungat dintre fiii oamenilor și inima lui s-a făcut ca a fiarelor și locuința lui era cu măgarii sălbatici. Îl hrăneau cu iarbă ca pe boi, și trupul lui era scăldat de roa cerurilor, până când a cunoscut că Dumnezeu cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că pune peste ea pe cine vrea. Și tu, fiul lui, belșațar, nu ți-ai smerit inima, deși ai știut toate acestea ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor și ai adus vasele casei lui înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai mari tăi, soțiile tale și concubinele tale. Ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn, de piatră, care nu văd, nici nu aud, nici nu cunosc, iar pe Dumnezeu, în mâna căruia este suflarea ta, și ale căruia sunt toate căile tale, nu l-ai glorificat. Atunci, dinaintea lui a trimis partea aceea de mână care s-a scris inscripția aceasta. Și aceasta este inscripția care s-a scris. Mene, mene, tekel, urfarsil. Aceasta este interpretarea cuvintelor. Mene, Dumnezeu a numărat zilele împărăției tale și a pus capăt teche, ai fost cântărit în balanță și ai fost găsit prea ușor. Peres, împărăția ta a fost împărțită și a fost dată mezilor și persilor. Acesta a fost mesajul lui Daniel în ultima noapte a Babilonului. De ce? Pentru că Belșațar ne a învățat lecția istoriei n-a învățat că bunicul său, când a fost plin de orgoliu, plin de mândrie și de încredere în sine, a fost umilit până la cea mai de jos treaptă. n am învățat. Nu am învățat că împărățiile sunt date de Dumnezeu și luate de El. Pentru că așa i-a spus lui Nebucat Nețar. Străjerii cerului au hotărât aceasta. n am învățat că toate lucrurile sunt trecătoare. Și acum, ce învățăm noi din această istorie? Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, au să treacă și au să ne fie nimicite, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Dragi prieteni, lecția istoriei și mărturia Bibliei vin cu forța puternică de a te impresiona și de a accepta cuvântul lui Dumnezeu. Vine o zi când vei fi numărat, cântărit, dar n-aș vrea să fii împărțit. Aș vrea să fi găsit bob curat pentru gânarul lui Dumnezeu. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Până data viitoare, numai bine!